Procuratura Generală a respins cererea autorităților din Ucraina și Rusia prin care cele două țări au solicitat întoarcerea respectivă extrădarea lui Veceslav Platon. Potrivit unui comunicat de presă al PG, decizia a fost luată după examinarea demersurilor parvenite de la procuraturile generale ale celor două state. Amintim că pe 10 decembrie 2019, procurorul general al Ucrainei a solicitat întoarcerea lui Veceslav Platon în țara vecină pentru efectuarea procedurilor legale cu privire la adoptarea unei decizii finale în ceea ce privește solicitarea autorităților noastre de extrădare a acestuia. Totodată, o zi mai târziu, și Procuratura Generală a Rusiei a expediat un demers prin care a solicitat extrădarea numitului pentru a fi tras la răspundere penală pentru o serie de infracțiuni grave comise pe teritoriul acestui stat. În prezent, Veceslav Platon își ispășește pedeapsa în penitenciarul numărul 13 după ce a fost condamnat pentru excrocherie, spălare de bani și corupere pasivă. De asemenea, acesta continuă să fie cercetat penal și pe alte capete de acuzare, cum ar fi evaziune fiscală sau delapidarea averii străine.